Bun găsit la Real Risk. Iată-ne la o nouă ediție. Astăzi am pregătit pentru dumneavoastră subiecte interesante. Vom vorbi în prima parte a emisiunii Real Risk despre Strems, un pic de istorie, un pic de istorie foarte, foarte interesantă, cu atât mai mult că zilele acestea se împlinesc 183 de ani de la Revolta de la Strems. Nu puțină lume știe despre această răscoală care a avut loc în 1835. În studioul nostru, în prima parte a emisiunii, este prezent primarul comunei Strems, domnul Popa Traian Ștefan, căruia îi spun bun venit la noi la televiziune. Bine v-am găsit! În a doua parte vom vorbi despre aurul verde, pădurile României și pădurile de pe Valea Seveșului, avându-l invitat pe un șef de ocol silvic, respectiv șeful ocolului silvic de la Sășcior, Daniel Bădila. Da, bun venit la noi în emisiune, domnule Traian. În urmă cu 183 de ani am căutat, știind că vă avem invitat, să găsesc ceva ce nu știu despre Strems. Dar ceva să fie și spectaculos, că așa e, la televiziune străbă un pic de lucruri inedite să le expui, nu doar politică și iar politică. Și am văzut că pe 1 martie 1835 în localitatea Strems, care este pomenită în analele istorice, a avut loc o revoltă. Eu am făcut un scurt material, 2 minute durează, să le spunem și celor care nu cunosc despre această revoltă de la Strems. Probabil oamenii din comuna dumneavoastră cunosc aceste detalii, probabil nu toți. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la Strems în urmă cu 183 de ani. În 1835, în localitatea Strems, a avut loc o revoltă locală a țăranilor. Aceștia pierduseră dreptul de a exploata pădurea locală și au cerut dreptul de a tăia copaci. Deci, vedeți cum se leagă și cu subiectul din a doua parte. Când răspunsul la revendicările acestora a fost tergiversat, aceștia au decis să-și facă singur dreptate. Revolta a fost înăbușită și liderii săi încarcerați. La Strems a avut loc o revoltă locală studiată de istoricul maghiar Zsolt Troscani la începutul veacului al XIX-lea. Situația țăranilor din satul Strems, comitatul Alba de Jos, s-a înrăutățit brusc. Încă de mai înainte, proprietarii limitează dreptul țăranilor de folosire a pădurii la o porțiune foarte mică, drept care continuă să depindă de bunul plac al moșierilor. Țăranii au ajuns să nu mai dispună deloc de pădure. Ajutorul în lemne de foc ce li se acorda de către stăpânii de pământ era atât de mic încât iarna frigul devenea de nesuportat, deoarece sătenii trebuia să dea lemne și pentru armată. Ei s-au văzut nevoiți, pe de o parte, să taie pomii fructiferi din livezile lor, iar pe de altă parte să cumpere diferite cantități de lemne de la cei avuți. Care e situația la ora actuală în Strems? Au oamenii lemne de foc? Da, au păduri? Legat de această revoltă, care se ia că se împlinesc 135 de ani, este prinsă și monografia care a fost editată, monografie mare cuprinzând peste 650 de pagini, care a fost scoasă la iveală și am reușit să o facem cunoscută cu o sărbătoare a fiii satului. Într-adevăr, spuneați un lucru, nu foarte multă lume știe sau își mi-aduce aminte despre această revoltă. Eu am avut marele avantaj să citesc printre operele marelui istoric politician și totodată arhivist din România, academiciatul Ștefan Meteș, și el face o scurtă referire doar de câteva fraze legate de acest eveniment. Practic, ce se întâmpla, foarte pe scurt acest lucru, deci întreaga comunitate a Stremsului era sub conducerea grofilor, au fost nobili aceia maghiari, erau 4 sau 5 familii, familia Vincenti, familia Varțoi, familia Chiș, familia Daici, care stăpâneau practic aproape în totalitate bogățiile, numai solului, cât și aceste bogății naturale care este pădurea,
era singura posibilitate de a se încălzi oamenilor din comuna Strenț. A spus foarte bine, nemai dându-le lemne cantitatea necesară de lemne, oamenii s-au revoltat. Se zice că era o iarnă foarte grea la iarna respectivă și oamenii pur și simplu n-au mai răbdat. Și în momentul când le se și terminase proviziile, fiind și-au tăiat grea, și pomii fructiferi. Au ajuns să-și, pur și simplu, să-și devasteze propriile lor livez. Acum, făcând o atiteză peste timp, făcând un arc peste timp, problema nu mai e așa cum a fost descris atunci. Pot să mai spun doar atât că am înțeles și eu din, și am citit din izvoare că o parte din 4 sau 5 din capele școlii au fost întemnițați, au suportat niște chinuri grănțe, bătăi. Da. Da. Și până la urmă oamenii s-au potolit, dar din acel moment viața le-a fost mai grea. Deci birurile care au fost puse și restul nedreptăților sociale făcute au crescut. S-au diminuat. Da. Raportându-ne la astăzi, există posibilitatea... Păi, așa e la noi în țară. Când te revolți, altcineva vine da. Și o duci mai rău. Deci problema este foarte clară. Deci, pe lângă faptul că au fiecare proprietatea lor mai mare sau mai mică, există atât pădurea comunală, cât și pădurea composesoratele și asociațiile de păduri. Din pădurea comunală vreau să fac cunoscut, să știe, noi dăm gratuit câte 2 metri cub de lemn la toate persoanele cu dizabilități, cu handicap, și chiar azi aveam o discuție cu un cadru de la Ocol Silvii din județ, nu-i dau numele, și spunea că suntem singura comună unde dăm gratuit lemne la foc, de foc, la cetățenii care au aceste probleme grave de handicap. Le dăm câte 2 metri cub de lemne gratuit, le punem la dispoziție. De asta cum se calculează? Se ia, deci aduce fiecare cetățean, vine și dacă e minor, își face o cerere, deci cu certificat de handicap. Bine, păi, poate fi minor cu certificat. Toată lumea, deci tot cei care au handicap, vin și le dăm în mod gratuit 2 metri cub de lemn. De asemenea, avem posibilitatea și din pădurea comunală, care avem 500 de hectare de pădure comunală, se exploatează anual pe baza amenajamentului silvic în jur de 1500 de metri cub de lemn, în care o parte o dăm pentru populație, pentru a suplini ceea ce au din propria gospodărie, și iar restul o vindem la industrie pentru a ne putea acoperi cheltuielile de întreținere, cheltuielile care sunt la pază, la întreținerea pădurii, la regenerare, așa cum se face în fiecare localitate unde există fond forestier propriu. Deci nu se pune problema că nu există lemne de foc sau lumea... Știți de ce? Am întrebat. Știu că este o anumită lege, o anumită reglementare legală prin care tu ai un hectar, dar nu poți exploata decât, nu știu, 2-3 metri cubi. Nu, deci în urma amenajamentului silvic. Deci se face un amenajament silvic decenal pe 10 ani. Da. În urma unor studii făcute de către specialiști, unități care sunt specializate. Noi, de exemplu, am avut făcut acest studiu de o firmă din Timișoara. În urma rezultatelor făcute, ea sunt 3 metri, 4 metri cub de lemne de foc per hectar, care ai voie să exploatezi prin interesul tău, gratuit, fiecare cetățean. Și mai există posibilitatea cealaltă, inclusiv ocolele silvice de stat. De exemplu, noi am primit acum o adresă din partea ocolului silvic Aiud, prin care pune la dispoziție cetățenilor de pe raza comunei Strenț vreo 230 de metri cub de lemn contracost, bineînțeles, tocmai pentru a le îndestura și pentru a-i face să aibă posibilitatea de a se aproviziona cu lemne de foc. Există gaz acum? Noi avem gaz, au început să crească, de exemplu, branșamentele la gaz. Dacă în primii ani s-au făcut 5, 10, 15, 20, pentru încălzire vorbesc, la bucătărie, aproape în totalitate, lumea este branșată pentru focul uzual, pentru au început și mai ales în ultimul an să fac branșamente și la ora actuală avem aproape 300 de familii care sunt branșate la încălzirea cu gaz. Aici trebuie înțeles un lucru. Oamenii trebuie să înțeleagă și când lumea este foarte nedumerită, într-adevăr a crescut foarte mult prețul de cost al lemnului. Și lemnele au devenit scumpe. Cât de scumpe sunt la Deci sunt, au ajuns o mașină de lemne, mă gândesc undeva până la 10 metri cubi, au ajuns la 2500-3000 de lei. Este foarte mult, comparativ cu ceea ce a fost până acum. Și acest lucru se datorează ceea ce știți dumneavoastră. Industriei, marilor economici industriei și în primul rând de agenților economici și în primul de rând de la mine din oraș. Cel puțin de dumneavoastră din oraș care din Sebeș. Ia orice cantitate de lemne, nu se și plătesc bine și atunci probabil că plătesc și bine, noi n-am vândut lor niciodată.
Deci noi chiar dacă le vindem de lemne pentru a ne putea scoate și noi cheltuielile pentru întreținerea pădurii, o dăm un agent acolo, economic din zona noastră, care el o folosește și pentru alte scopuri. De exemplu, produce și materiale de construcții din ea și vinde și cetățenilor din zona noastră. Deci, era o lege dată, nu știu, de comuniști prin 80 și ceva sau prin 70 și ceva, în care la un moment dat comuniștii au spus, domne, nu mai exportăm lemn decât sub formă de mobilă, pentru că da. Important e să facem noi locuri de muncă aici, nu să trimitem lemnul în afara țării, să facă alții mobilă și după aia noi să aducem. Deci, probabil nu sunt chiar așa de tânăr, ca să nu știți că în județul Alba, eu pot să spun că au fost unul dintre cele mai mari combinate preparate lemnului din țară. A fost Blaju, a fost Blaju, Sebeșu, Câmpeniu, niște combinate mari, Blajo, CPL-ul Blajo, 1500-2000 de oameni. Pe vremea aia învățam la geografie, când învățai geografia României, da. Te obliga, ca să-și dea seama tinerii, te obliga să știi toată industria din întreaga țară. Acum nu se mai predă industria din întreaga țară, că nu mai prea avem. Avem, da, 80% este pe mâinile investitorilor. Deci aveți dreptate, așa, da. Așa este. Au crescut impozitele, ați avut ședința ordinară cu siguranță pentru votarea bugetului. Cum sunt impozitele față de anul trecut? N-am crescut absolut cu nimic. Impozitele n-au fost crescute. Nici la persoane fizice, nici la persoane juridice. Pentru că aici e foarte interesant. Răscoala asta care a avut loc în 1835, adică aproape 183 de ani se împlinesc, da. Nu numai stăpânii de moșii i-au împilat pe stremțeni, scrie în document, adică i-au împilat, i-au strâns de gât, da, i-au înrobit. Începând din 1807, dările au urcat continuu și sarcinile lor militare au devenit și mai împovărătoare, deși impozitele care erau puse la nivel de țară. Până atunci, la impozitul de un florin erau obligați să dea o rație de fân. În schimb, din 1817 au început să crească la 2 rații de fân, după care la 3 rații de fân. Iată ce documente interesante în care se vorbește de Comuna Stremț, cum plăteau stră moșii noștri impozitul în rații de fân. Am impresia că, n-am impresia sigur, era vorba despre stăpânirea Habsburgică. Corect. Categoric. Habsburgii aveau la vremea respectivă o armată bine dotată, o armată, probabil cheltuielile pentru întreținerea armatei să ții un imperiu erau costisitoare. Da. Și mai e un lucru care trebuie reținut, într-adevăr, în zona noastră acolo, în zona Stremțului, acei grofi, aceia care au fost acolo, erau foarte, foarte bogați. Foarte, foarte bogați. Dați-vă seama că noi avem vreo aproape 7700 de hectare de teren arabil neproductiv. Dați-vă seama că era o treime era numai a cetățenilor, restul erau a grofilor care sunt acolo. Asta e suprafața comunei dumneavoastră? Da, 7700 de metri. Da, el l-am avut invitat de hectare, l-am avut invitat pe domnul primar de la Șugag. Și chiar spuneam că, da, pe domnul Costică, Jinar, și făceam o comparație și ziceam, e probabil cea mai întinsă comună, probabil Bistra mai Bistra are. Este. Așa, Bistra. Da? Da, Șugagul are 55.311 hectare. E posibil, zona aceea munților. Da, foarte mult. Posibil. Pe câți kilometri se întinde comuna dumneavoastră? 324 de kilometri. Nu, ca și lungime. Ca lungime e lungă pentru că începe din la Teiuș, adică din capătul Teiușului, da. Și merge până în cheile Rumețului, vreo 24 de kilometri. A, deci aveți... Deci e lungime. Deci marea majoritate, comuna noastră e un specific în prima parte. Se întinde practic pe lungime. Foarte, atât Stremțul cât și Gioagiu au mai puține străzi laterale. Care sunt localități aparținătoare? Este Stremțul, da. Gioagiu, da. Giomalu și fața Pietrei. Bine, am spus și în ordinea numărului de locuitori și a suprafeței care întinsă. Mărimii. Da. Da, foarte interesant, stremțenii din trecut, când au fost supărați, ei au ales totuși o cale obișnuită. Poate ne imaginăm, băi, oare cum s-au supărat ei de-au ieșit în stradă și așa. Le-au ajuns cuțitul la os, dar s-au dus pe o cale obișnuită și au trimis o plângere
la împăratul de atunci, împăratul Francisc I-lea, împărat al Austriei și rege al Ungariei. Ce interesant, că de când au trimis-o ei, a durat 2 ani, până când acea plângere, acea petiție, să se întoarcă tot la șefii din zonă. Și asta i-a supărat. Deci ei ori zis, măi, scrie la împărat. Împăratul ce-a făcut? O trimis la un șef mai mare din Transilvania, șeful ăla mai mare din Transilvania o trimis la un șef mai mic la Comitatul Alba și după aia plângerea a venit la primarul de atunci. Nu vi se pare că, nu vi se pare că era rata istoriei? Tot cam așa se întâmplă și acum. Ba da, eu de asta zic. Deci, grijă mare. Deci, da, problema este foarte clară. Deci, acum știți și dumneavoastră, nu trebuie să vă spun eu precis, cea mai bună administrație, trebuie să fim foarte sinceri, a avut-o Asburgii, Imperiul Asburgic, din punct de vedere administrației locale, publice. Noi, transilvănenii, din privința asta, suntem privilegiați. Vreau să vă spun că știți, tot așa știți, și am avut și eu colegi din Sud, din, n-au nicio dare de știință despre la ei ce se găsește. Doar că probabil și aici tot așa se același principiu văd că se aplică și atunci reclamația pleacă și tot acolo, tot la ce reclamat se întoarce. Da, interesant că am și găsit, da, că mi-am notat. Ci că drumul Jalbei a fost același cu a celorlalte, că așa era moda. Regele a trimis-o guvernului de atunci, care la 26 noiembrie 1817 a trecut-o conducerii comitatului spre examinare. Astfel, încrezători în dreptatea împărțită de rege, țăranii au ajuns acolo de unde ar fi putut începe la propriilor lor stăpân la 9 martie 1819. Deci exact 2 ani a făcut. Puteam începe de la început așa. După care au fost necesari 4 ani și câteva luni pentru ca guvernul să discute această informare. Deci practic 6 a ajuns ani. Să fie discutată chestiunea lor după 6 ani. Normal că s-au supărat și atunci pe 1 martie 1835 sau de fapt ce a fost, am făcut un cospenguin, a doua zi, de, la 1 martie, zi de duminică, au expus planul în fața locuitorilor satului, cei care au condus, și ce au făcut? Pe 2 martie dimineața, în frunte cu bătrânii care cunoșteau vechile hotare, a pornit la recuperarea pădurii. Toți oamenii înarmați cu ce aveau, cu săcuri, da? S-a tăiat un drum, marcându-se astfel hotarul. Țăranii au ales un pădurar dintre ai lor, au dărâmat gardul de la casa pădurarilor stăpânului, le-au tăiat acestora pomii din grădină. De ce? Păi, ca să vadă prin ce ori trăit și ei, da. Că ei deja propriile lor. Și ei au avertizat că în 3 zile să părăsească locul, mutându-și casa. Ei bine, într-un final a escaladat și în următoarele 2 săptămâni a ieșit cu bătălie, așa, astfel că la 17 martie în sat au venit prima dată 78 de soldați, după care încă 132, deci 200 și ceva de soldați înarmați până în dinți. Au devenit treble serioase. Da, au reușit să liniștească această revoltă. Deci a fost o revoltă, nu glumă. 200 de soldați mulți, atunci. Da, copii, da. Sigur. Sigur, populația nu era numeroasă ca cum e acum, mă gândesc. Deci atât că aveți o istorie interesantă. Revoluționari. Da, revoluționari stremțenii, dar aveți și atracții turistice și am scos câteva așa idei principale despre ceea ce e atractiv la dumneavoastră. În primul rând, cu siguranță sunt atractiv și locurile și oamenii. Și dacă cineva dorește să viziteze Stremțul, cu siguranță găsește ospitalitate din partea locuitorilor. Cu siguranță. Dar aveți o cetate medievală a diodului, foarte interesantă. Mai sunt rămășițe pe acolo? Da. Sunt și căutători de aur? Nu. E această cetate a diodului, practic este în custodia Bisericii Reformate. Tot din păcate spun, eu am încercat încă de la venirea mea în 2000 ca primar să încerc împreună cu dânsii să dăm o altă notă acestei cetăți, pentru că este căutată, cunoscută. A fost la un moment dat în primul meu mandat în 2004 cu care un preot de la Teiuș cu care am avut o colaborare și cu care i-am pus la dispoziție, adică i-am restituit întreaga suprafață care a fost împrejmuirea bisericii.
Omul a fost foarte mulțumit, l-am ajutat și a făcut și un gard. Am început încet să facem efectiv niște posibilități materiale, să-l ajutăm și noi, să o punem mai bine în valoare. De cazul mare a fost că dânsul a ieșit la pensie, s-a îmbolnăvit, n-a mai fost și a venit unul tânăr. Și în momentul când l-am invitat la o discuție să vedem ce putem face, răspunsul a fost, domnule primar, asta e a noastră, nu a dumneavoastră. Deși este prinsă, să nu uităm un lucru, este prinsă în patrimoniul UNESCO. Este monument de importanță internațională în patrimoniul UNESCO. Nici nu este voie să se facă nici cea mai mică, să miște un deget până nu există posibilitatea și acordarea celor avize pentru... Da. Dar foarte greu, să știți. Noi am încercat cât am putut acolo, efectiv, până în fața intrării peste șosea, am făcut rigole, am împrejmuit-o pe o parte, dar nu am găsit nicio înțelegere. Da, haideți că poate o să ne urmărească cineva care au idei bune. Eu am scos în felul următor și m-a impresionat această cetate medievală. Cetatea medievală a Diodului a fost o cetate aflată în localitatea Stremț. Acum sunt ruine, de asta spun că a fost. Și a fost distrusă în anul 1563. S-au dat mari bătălii aici și foarte mulți de la Prințul Zapolia, la Radu de la Fumați, au trecut pe aici. Da, 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 da. La Stremț au existat, de fapt, două cetăți fortificate puternic. Între ruinele cetății Diod și vechea curte nobiliară exista un tunel subteran de legătură, precum și alte construcții subterane. Ele sunt cunoscute de către localnici și astăzi sub denumirea de pivnițele din vii. Deci da, există această poveste. Da. Da? Cetățile așa sunt așezate în centrul comunei Strâns, circa 4 km în nord-vest de Teiuș, pe valea cu același nume, și le-au ridicat acolo foarte interesant, strategic, nu construiau ei așa, e o zonă mlăștinoasă și proteja o invazie, da, pe una dintre părți. În 1442, ultimul descendent al familiei nobiliare, Mihail Dijoi, donează moșia și construcția lui Iancu de Hunedoara, da, deși Iancu de Hunedoara a fost la un moment dat, pentru o perioadă scurtă, Strâmțul a fost capitală pe vremea lui Iancu de Hunedoara. Acum, cu cetatea Diodului, Strâmțul s-a numit la un moment dat și Diod și Nucet. Deci, de acolo vine, de acolo vine cetatea Diodului. De acolo vine cetatea Diodului. După aceea a avut o denumire de Nucet. Nucet este explicația foarte simplă. Este o zonă foarte propice nucului. Da, nu există, deci nu există gospodărie să nu aibă, să nu fie aproape un nuc. Inclusiv pe dealuri, pe căile dintre din dealuri, s-o la intrăște și era plin de nuci. Și acum? Sunt și acum nuci, da, sunt. Că ne trebuie nucă pentru cozonaci la Paști. Nuc. Vreau să vă spun că, fapt, vezi că îmi zâmbesc puțin, ceea ce a spus dumneavoastră cu nuca de Paști. La noi sunt săptămânal, vin acei haznarea care vin pentru cu vase, cu materii, cu uleiuri, cu diferite produse alimentare și dau contraschimb cu nuci. Deci eu chiar tot mereu am discuții cu ei, că vin în perioada când nu e programa primărie și prin hotărâre de Consiliul Local noi am spus că suntem de acord să vină, să facă în mod civilizat, dar să plătească o taxă dintre un fel de autorizație. Și ei profită de faptul ăsta, vine după masa, fie sâmbătă, adică când nu e nimeni la primărie. Dar în hotărârea prezentă n-ați interzis vineri, sâmbătă și duminică. Nu, n-am interzis, asta este adevărat. Deci trebuie făcut un amendament. Da. Dar curios este altceva, că sunt câțiva care se știu de ani de zile și sunt foarte cu bun simț. Vin și cu vase diferite mărimi pentru gospodine care sunt necesare câteodată și vin foarte frumos. Vin la primărie și așa că toată vine să zic, domnul primar, ce vasă să mă duc la primărie? Domnul, nu mai trebuie nouă nimic. Dar de asta vreau să spun că sunt foarte multe nuci, sunt nuci și în Strâmb, și în Gioagiu, și în Giomal. Este o zonă propice nucului. De asta aș numi nucet. Cât e kilogramul de nucă? N-aș putea să vă spun. Poate prindem un telefon în direct, da, poate ne sună cineva din Strâmb. Deci eu chiar vreau să cumpăr nucă, e foarte, un aliment foarte sănătos și cu ocazia asta de ce? Dar ei dau și pe bani acolo, nu numai pe oale. De oamenii noștri, probabil se duc, dar să știți că în general vreau să vă spun că așa sunt nucile. Dar cei care vin din casă în casă, vin și iasă și zbeară păstrăzi acolo.
nu-și cumpărăm, nu-și cumpărăm, nu-și cumpărăm. Foarte, e un lucru așa foarte, foarte curios. Da. Și sunt și oameni cum se cade dintre ei care sunt... Da, dar... putem pune un telefon, cei din regie știu dacă da, putem sigur, sau dacă... nu putem, poate că zice, uite, bă, se apucă Runcea să facă reclamă la nuci, dar de ce nu? Dacă țăranii au nevoie să-i sprijinim sub toate aspectele, dacă ei nu că de spre a fi vândută, de ce nu să intre în direct... de la dumneavoastră de acolo din străin da, și sigur, să ne spună cât e kilogramul de nucă, că te duci în supermarket la străin, oricum ei scot profiturile în afara țării, asta e că le permite legea, și ei nuca cu o grămadă de bani. De ce să nu luăm de la prima adică, mână și ocazia asta facem turism cu ajutorul nucilor. Da, păi eu n-am fost niciodată în Strems, dar dacă prețul e bun, eu mă urc în mașină, mi-au nevasta și mă duc și cumpăr 10 kg. Apropo, spuneați un lucru foarte important despre zona cea mărșinoasă din ziua, din zona Diodului, cetate Diodului. Acolo a fost... după aceea, un an încoace, după anii 40 încoace, după al doilea război mondial, s-a făcut o bază turistică, făcută cu ajutorul cooperativei Secom Tehnometal Târgu Jiu, cea mai grozavă bază de agrement din partea de șes a județului Alba. Era cu un lac mare, lacul de 3 hectare și ceva, cu cabană, cu lacuri de agrement. Vreau să vă spun că venea o echipă de divizia în cantonament. Inclusiv Unirea Albiulea, când era în divizia A cu Țălna și cu ăștia, făceau cantonamente acolo. Și ca o istorie pe scurtă, vreau să vă spun că de 17 ani de zile mă lupt să readuc la comună acea bază turistică, îmi spune Lacul Strenț. Și abia anul acesta, în sfârșit, am reușit după 17 ani, inclusiv la Înalta Curte de Casație Justiție, abia din nou am reușit să reintre în dreptul legal a celor care sunt ale comunității din Strenț. Și pe această cale vreau să le spun cetățenilor că în cel mai scurt timp o să facem toate demersurile pentru a scoate la concesiune și să-i dăm viața acele baze sportive care au fost o mândrie a Strențului și nu numai o mândrie a Strențului, aducea și bani la bugetul local al comunei noastre. Da, sunt curios să vedem. Aflăm cât e kilogramul de nucă la Strenț. Hai să punem un număr de telefon acolo să ne sune. O fi în jur de 20 ceva de lei, sigurei. Acum, oricum, nu poate fi mai scump decât un supermarket. Că nu, și asta e nucă de asta, netratată cu soluții să nu se rânceazească. E nucă și proaspătă. Și vreau să vă spun că inclusiv soția. Eu iau, nu știu, de la cetățean, că am avut și eu nucă, dar datorită bătrâneții obligate. Bine, dumneavoastră poate vă dă un pic mai ieftin. Da? Pe mine eu nu iau pe gratis. Păi nu pe gratis, dar vă dă... Da. 15 lei, cu reducere, cu discount. Poate îmi face și mie discount. Da, o altă chestie interesantă despre această cetate care arată importanța ei este că regina Izabela, soția lui Ioan de Zapolia, a ales s-o ca un loc de reședință într-o anumită perioadă și de aici regina Izabela adresează țării o scrisoare prin care solicită poporului să-l sprijine pe cardinalul Martinuți în apărarea Ardealului. Deci sunt și dovezi despre măreția acestei cetăți. Da. Să vină Odita mai regină, da? Soția lui Ioan de Zapolia, ca reședință. Asta demonstrează ceea ce a spus dumneavoastră, că a fost capitală. Da, a fost o deci capitală. Deci asta e demonstrația. Pe perioadă scurtă de timp a fost pe capitală. După aceea tot aici sunt mărturii prin care s-au dat și bătălii importante, printre care și una dată de Ioan Sigismund. În fine, cetatea, ca să vă imaginați așa, are ca dimensiuni 60 pe 40, mai precis 58 de metri, latura mare a dreptunghiului, de aproape un dreptunghi perfect, 58 de metri pe 40 de metri, în toate cele patru colțuri existau turnuri de apărare, deci o dimensiune importantă și dacă vrem să mergem să o vedem, e relativ simplu. Cum ajungem cu mașina din Alba Iulia la Strenț? E foarte simplu. Mergeți până în Teiuș, 18 km. Da. Din Teiuș... Din centru? Din centru se ia în stânga, scrie spre Mănăstirea Romeț. Da. Este și spre monument acolo. Ajungeți în Strenț la un pod. E un pod mare peste Valea Deci, de la intersecția acolo unde scrie mănăstire, facem stânga, câți kilometri avem de mers? 2 km jumate. Oh, deci
cum de n-ați devenit cât lipiți de teiuș? Interesant. Păi n-aș sigur vrea o poveste. Nu e nicio poveste. Nu-i? Nu. Știți, se zice că mai nou capitala Teiușului Stremțu, știți? Și atunci... Nu, acum fac un spirit de glumă. Deci, Stremța a fost o comună destul de mare, o comună cu 3.000 de locuitori. Și Petreștiul a fost, s-a unit la Sebeș. Sigur că da, problema este și avea satele componente, care este satul Fața Pietrii, care da 20-30 de kilometri, deși la ora actuală este aproape depopulat. Deci nu era nicio posibilitate, adică să aduce oamenii din Fața Pietrii sau din Giomal, nici prin Giomalul, 10 km, nu-i departe, nici Giomalul sau Gioagiu, 8 km, 7 km până în Teiuș. Dar a fost o comună foarte bine structurată, cu oameni care nu au fost niciodată dispuși să treacă sub conducerea altora. Sau, bine, dacă deveneați partea unui oraș, creșteau și impozitele, că și la Sebeș, da, automat, când așa au era, vrut petrifălenii da. Să... Părerea mea personală... Vine la oraș, unii au vrut, unii n-au vrut. Părerea mea personală că s-a greșit cu Teiușul. La vremea respectivă a fost, într-adevăr, o emulație, așa, mai ales că era pe vremea pe Unăreului, că atunci a fost, au apărut Teiușul, Făgetul, cât țin minte, cât trebuie să treaba aceasta, am văzut atunci a fost la inaugurare acolo. Teiușul a fost o comună cu istoric, o comună foarte frumoasă, mare, cu oameni gospodari. Cred că un pic s-a grăbit atunci când declarându-l oraș, pentru că pe perioada aceasta destul de densă, probabil obținuște fonduri, probabil avea alt nivel de dezvoltare. Dar să sperăm că totuși acum în Teiuș sunt oameni vrednici, au apărut agenții economici care impulsionează și va deveni un oraș. Creează locuri. Da, va deveni un orașel cu care se poate mândri fiecare teiușan de acolo, nu... Ce industrie aveți nu se în știe, comuna dumneavoastră? Probabil și Stremțul până la urmă va fi o problemă, știu, în viitor nu e problemă. Deci pe ponderea... Păi într-un viitor s-ar putea și Alba Iulia să vină să treacă în administrația Sebeșului sau invers. Sau invers, am auzit că se face o zonă de asta metropolitană. Deci principala activitate industrială în Stremț este prelucrarea pietrei de calcar. Avem acea balastieră, carieră, care este în asociare, în participațiune cu firma puternică, firma în Austria, Baumit, România, Comsele România, care eu zic că a fost o mană cerească pentru noi. Neexistând acea carieră, nu existau nici posibilitățile materiale și financiare de a ieși din acel impas care este lipsa banilor. Și în al doilea rând, localitatea Giomal, localitate frumoasă, cu oameni gospodari, categoric era uitată de Dumnezeu acolo, pentru că e mai greu, se iasă mai greu, relaționarea aceasta cu oamenii se făcea mai greu. Deci acea carieră care ne ajută foarte mult și ne ajută din punct de vedere nu numai cu piatra care există, cu pietrirea străzilor, ne ajută efectiv cu bani. Deci noi anual luăm undeva în jur de aproape 1 miliard de lei de la acea firmă redevența respectivă, plus sponsorizări, plus donații, plus alte treburi, care este principala sursă. După aceea, a doua, există și niște ferme, există, avem niște ferme mari. Este una dintre, sau unul dintre crescătorii mari de ovine din județ, domnul Tibrean Marius, un cetățean destoinic și un om de nădejde. Aici e o caracteristică, a crescut numărul ovinelor foarte mult. A ovinelor au crescut extraordinar de mult. Avem în comună la valoarea actuală peste aproape 4.000 de ovine, dar foarte mult a crescut și aceasta se datorează în două lucruri. În primul rând, a crescut subvenția care o primește fiecare cetățean. Și în al doilea rând, posibilitățile mai ușoare de întreținere a ovinelor. Decât a bovinelor, corect. A fost o caracteristică, de exemplu, în Stremț, numai în Stremț vorbesc, la începutul anului 2000, când a venit o privată în primărie, erau aproape 200 de vaci de bovine. Erau pe sate cel puțin 50-60 de perechi de boi. Erau acele târguri anuale care se țineau la Teiuș și făceau acele concursuri de către Direcția Agricolă Județeană. Câștigători să aștea de la început, era Stremțul. Stremțul, prin fie cetățean din Stremț, era un domn, un
Copșa, fie din Gioagiu Pătrânjan, fie din Giomal Sima. Da, se făcea concurs cine are perechea de boi. Da, erau, dar era târgu mare la Teiuș, știți destul de bine că este unul dintre localitățile din recunoscute ca târgu, numai din județul nostru, cred că chiar din țară. Se făceau la cele târguri și erau foarte binevenite pentru agricultori, pentru producători, indiferent de bovine, de ovine, de porci, și să vă dădea acele premii la direcția agricolă, foarte stimulante, erau foarte mari, destul de mari. Și eu era bucuros în calitate de primar și gospodar al comunei când câștigam. Și au crescut și numărul bovinelor? Au început, la un moment dat, a fost o pantă descrescătoare. Da. Vizibilă. Au început din nou să crească încet, încet. Sunt două asociații de creștere a bovinelor în Gioagiu și în Strămț. Cea mai cu activitate mai mare este în Gioagiu. Își colectează laptele, vine, le ridic o firmă specializată în colectarea laptelui. Vreau să vă spun că au punct de colectare și a laptelui de oaie în Gioagiu. Vine firmă specializată din Sibiu, dacă nu mă știu, n-ar vrea să greșesc. Au tancuri aduse în Gioagiu la un cetățean anume și merge și le ridică laptele de la cetățeni. De aceea foarte greu câteodată, cu tot numărul mare de oi, greu găsești toate câte un caș. Vine un musafir sau ceva neprevăzut în familie sau indiferent. Aceeași poveste pe cam peste tot și la Șugag aceeași. Să dă drumul la lapte, deci omul le convine mai mult să-și vândă laptele, păi, care e ceva foarte sigur. Bun. Sigur, ceva sigur. Dreptate. Dacă ar fi o piață agroalimentară, nu știu, dacă se poate, undeva să țăranul din de pe o rază de 50 să se ducă acolo, băi, cu brânza. Toți duc la București, la Cluj, la Sibiu. Și noi ce facem? Luăm din supermarket brânză pe jumate brânză, aveți care dreptate. Are și lapte praf. Aveți dreptate, așa e. Așa e. Deci vă spun acum, eu am oile mele personale. Deci de la am avut mai multe, acum am vreo 11 oi. Da. Deci foștii socri noștri odinească care au murit amândoi. Și le-aveți dat la cioban și le-am cioban dat la cel Tibrea Marius. Eu îi plătesc întreținerea care sunt și eu îmi iau când am nevoie. Eu un kil de lapte, adică de brânză, de caș, de oaie. Dar pe vremuri aveai oile de la cioban și se dea 8 kg pe oaie. Se vedea, așa este. Deci se înțelegeai. Te înțelegeai cu, la început, știai precis cât îți vine partea ta când te duci după produsele respective. Eu nu fac așa. Când am nevoie, nu mă duc în fiecare dată. Sau de Paște, de alte sărbători, ai un miel, îl tai, îl duci, îl prepari când... Deci, tot am... Bine, la un moment dat a spus că numărul animalelor a fost într-o scădere. Bovinelor. De bovine vorbeam. Da, probabil acum... și că mulți tineri au plecat la muncă. Aveți tineri plecați în Germania, Italia, Spania la muncă? Sunt. Mulți? Au mai fost, dar au mai venit. Cei mai mulți au fost plecat foarte curând din localitățile din celelalte două sate. Din Strem, din Gioagiu și din Giomal. Dar să știți că nu mai sunt atâția. Eu știu foarte mulți tineri care în momentul când i-a venit prima dată erau plecați. Și au venit. Sunt care au fost plecați și s-au angajat o parte la cariera de la jumătate. Fie șofer, fie pe mașinile alea mari, fie la bandă. De asemenea, foarte mulți au venit și și-au făcut firmelor proprii de transport. Sunt în stand firme de transport, ca asta vreau să spun. Foarte mult ne ajută la întregirea bugetului firme de transport. Avem o firmă, de exemplu, care are 10 mașini mari, 10 camioane mari. Da, și acolo, da, impozitele este taxele care sunt acolo. Sunt, de exemplu, doi băieți tineri, familia pe Țălcan, oameni cu studii, băieți cu studii, se ocupă o mașini. Deci, bravo lor, toți care muncesc în Gioagiu, sunt familia Damian. Deci, mulți sunt care, într-adevăr, Muntean Liviu și alții care și-au cumpărat mașini mari și lucrează la transport, la... care întregesc bugetul comun legat de treaba aceasta. Agricultură se face? Se face. Avem aproape 90% din terenul este dat de la asociații. A, deci este dat la asociații? La asociații, da. Păi asta-i fac asociațiile. Dar vreau să vă spun că e un lucru foarte bun. Și explicația pe scurt. Da. Deci terenurile, cel puțin din Gioagiu și din Giomal, sunt terenuri mai greu de lucrat. În terenuri mai grele, locuri mai accidentate. Vreau să vă spun că spre surprinderea mea, scot niște producte, cei care lucrează, acele terenuri de nu vă vine să credeți. Acum sunt și chimicale. De exemplu, nu chimicale, dar să știți că azot. Totul se lucrează. Dă și azot, dar vreau să vă spun că sunt mai îngrășăminte naturale, dar v-a spus altceva. Deci,
dacă în primii ani, după anul 2000 încoace, până prin 2007, 2008, 2009, era termenul, credeam că dacă merg în ritmul ăla, rămânem fără agricultură, vreau să vă spun că nu mai aveți un centimetru pătrat de teren nelucrat. Da, și ba, tot suedezii, nu? Că nu le spun numele. Toți suedezii care lucrează. La noi nu. Nu? Nu mai local nici. Nu, care sunt asociațiile. Nu. Sunt că românești. La Roșia de Secaș, nu. Tot așa nu. Am vorbit cu cineva. A, păi la noi cum se face agricultură. E o firmă, nu îi spun numele. Știu povestea. Dacă la asociație. Cunoști zona aceea. Și ce noi facem agricultură. Păi cum faceți voi, măi, fraților, că suedezii fac? Nu, vreau să vă spun că deci, nu este români. Niciun străin. Bun. Fericită. Da, este o familie dragă, Mihai. Un băiat singur cu familia își lucrează peste aproape 200 de hectare de teren. Mă bucur. Toată cinstea și mândria față de el. Soția lui crește și porci și este o femeie și frumoasă și drăguță și șmecheră, dar se ocupă băiatul elev, dacă elev pe clasa a 11 sau a 12 la Teiuș, la liceu. Lucrează pe combine, lucrează pe tractor. Nu numai el, este familie, inclusiv un polițai din Teiuș. Venit cu care și ăla și-a făcut o asociație pe lângă faptul că la circulație lucrează. Asta, da, așa mă bucur. Nu este deci, nici un străin, în străin vorbesc străin ca țară, ca origine. Străin ca țară, da. Iar partea aceea spre Gioagiu, lucrează un cetățean din Mesentea, din Galda de Jos. Nu că avem ceva cu străin, nu, să se investească în ceva știu, dar pământul nostru strămoșesc, ar trebui să lucrăm. Inclusiv în Giomal, care oamenii cel mai greu orice dat, pentru că ne-am avut zona necooperativizată. Și la ei dragostea de teren de pământ nu s-a diminuat aproape deloc. Dar vreau să vă spun că și în Giomal, efectiv, la ora actuală, sunt foarte mulți care lucrează la asociații. Grădinile și le lucrează? Că da. Acum terenul e teren, da. Grădina da. De acasă. Da, da. Nu sunt probleme să nu existe. V-am spus, eu... Vara, dacă treci și vrei să te duci la mănăstire, oricând, găsești să cumperi o roșie, un castravete. O să vedeți pe marginea drumului... Un kilogram de nucă. O să vedeți pe marginea drumului că este de nucă, nu știu sigur să vă spun. Că nu, păi prea, nu vor nici colegii să... Da. Dar să vedeți, aflăm, domne, cu să vedeți în Gioagiu e un ușcheau, un cetățean. Mere, începând cu mere, prune, caise de toate. Acum începe deja cu ceapă și un lucru foarte bun, care trebuie să-l amintesc neapărat. O luat un avânt deosebit, serele și solarele. Eu am chiar lângă mine un băiat tânăr. Da, a fost și proiectul ăsta cu anul trecut. Cu roșiile. Cu roșiile. O beneficiat și el, mi se pare treaba aceasta. Dar eu n-am, când s-a făcut proiectul, s-au dat 3.000 la solar, 3.000 de euro, anul trecut ori fost cum pe roșiile. Și am zis, mă, dacă ori dat guvernanții, că nu contează că PSD-ul s-a cine dat, dar s-a dat lege 3.000 de euro, corect, s-a dat pentru un hectar de 1.000 de metri pătrați. Nu știu solarul cât e. În fine. S-ar putea. Bun. Și am zis, mă, nu mai punem roșii, că avem și noi o grădiniță care o lucrăm pe la Răhău, că... Că găsiți în altă parte. Da, că dacă ori da la sute de oameni câte 3.000 să fie stimulată producția de roșii, culmea. Au fost cele mai scumpe roșii din ultimii 5 ani. Mă fac un spirit de glumă, că roșia trebuie să fie cel mai scumpe. Eu nu mănânc roșii, n-am gustat o roșie în viața mea. Probabil nu vă vine să credeți, dar acum glumesc, bineînțeles, e un produs de bază. Nu, deci inclusiv... Are și licopen, anticancerigen. Știu, inclusiv vreau să vă spun că inclusiv serele solare au luat un avânt deosebit. Și la dumneavoastră, da. Localitate. Dacă o spun cu plăcere și cu mândrie treaba aceasta. Nu vorbesc că vreau să vă spun că cele mai bune căpșuni care le-am văzut în piața din Alba Iulia sunt făcute în Strenț, de familia Butură, care el este sub ofițer la ISU. Ce are, solar sau... Sere în câmp, sere în câmp, în câmp sus, în extravilan. Acum cei mai buni căpșuni... Eu vreau să vă spun eu că cei mai buni... De la dumitale de acolo, din localitate. Mergeți și vedeți în piață când scrie acolo, ce mândru am fost eu când m-am uitat și eu, ce e sărăcie acolo? Căpșuni de Strenț. M-am interesat să văd cine-i. Și era o familia Butură, lucrează cu soția lui care... Și soția lui tânără, respectivă, cu facultate terminată și oamenii aceia s-au usat pe agricultură. El lucrează încă și ca, v-a spus, subofițar la ISU, agent pe la ISU, o familie de tineri, oameni până în 30 ceva de ani. Toată isprava, de toată isprava. Aveți o comună frumoasă. În obligațiile dumneavoastră de a dezvolta comuna, intră și turismul. Văd aici 5 obiective, am selectat de obiective și sunt atracții turistice. E vorba despre biserica reformată din satul Strems. Deci aici discutam eu. Da?
Biserica Episcopală din Giurgiu de Sus, da. Sunt vizitate aceste repere turistice. Biserica Ortodoxă, Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril, tot din Giurgiu, construită, II. Da, în 1898. Acum a fost resfințirea făcută. Și mai aveți și o biserică ortodoxă în Stremț. Da. Și ruinele cetății. Deci ruinele cetății Diod, în ruinele cetății Diod este înglobată și această biserică, care această biserică este încă în picioare, cu acoperiș, pe ea tot absolut. Aia s-ar putea foarte simplu și ușor, fără cheltuieli mari, să renoveze. Adică, inclusiv abordând cu toată tăria fondurile europene. Dar, repet încă o dată, nu am găsit acea înțelegere la preotul reformat tânăr, care este noul custode, că văd că așa le zic lor, custode a acestei la Consiliul parochie. Județean ați încercat să găsiți prin... am discutat personal, eu, că inclusiv la cultură, la Direcția de Cultură și... No, acum mi-au promis că va lua legătura. Eu am fost personal, eu, la cineva, nu dau nume, de aici din Alba, ăla care are, zice, că cât de cât posibilitatea să ia legătura cu părinții, șeful acestui preot reformat, că la ei e foarte curioasă ierarhizarea asta, așa, și mi-au promis că va facilita o întâlnire. Nu, cum să vă spun eu, ar exista păcat să scape această posibilitate prin fonduri europene să cât de cât să o refacă. Să sperăm că da. Deci aia episcopală, biserica episcopală din Giurgiu de Sus este într-o stare destul de bună. Dar, din păcate, este... Poate că preotul este... respectiv e cu, nu știu, mai nu, penelist nu și... Nu facem, nu se face. Dar atunci ca ce chestie? Nu știu, chiar nu-l înțeleg, nu. Deci eu l-am văzut de două ori, deci l-am invitat la un suc, la o cafea să discutăm, nu. Deci vorbeați despre Biserica Episcopală din Giurgiu. Trebuia să-l invitați la un vin fiat. Da, probabil că așa și. Ea cam stă în umbra mănăstirii de la Râmeț. Mm. Deci, practic, este și în patrimoniul lor, deci Maica Stareță a mănăstirii la Râmeț are în grijă și în subordine și Biserica Episcopală la Giurgiu de Sus. Eu am făcut ei cu seama, amenajat drumul până acolo cu un bol de excavator, că e puțin pe pantă acolo. Nu s-a întâmplat să fie de avariată sau să fie deteriorată sub nicio formă, dar vă spun, au rămas în urmă un pic pe planul 2, în urma umbra mănăstirii la Râmeț. Da, aveți 96,73 români, 96% ortodoxi din ceea ce e publicat pe Wikipedia. Asta să înțeleg că 97% români, 3% aveți și romi? Nu, no, avem. Nu? Nu. Ortodoxi 96%, aveți și alte confesiuni? Avem marturi de-a lui Jehova, da, penticostali. Avem și marturi de-a lui Jehova. Cât? 2-3, dacă 96%? Sunt. Cei mai mulți, mai numeroși sunt penticostalii, care au și o casă de rugăciune, dar sunt niște oameni deosebiți, care nu ai nici cea mai mică necaz cu ei. Eu chiar am ajutat în momentul când ușor reușit să-și facă, să cumpere acea clădire, chiar am ajutat și vreau să vă spun, chiar am fost la inaugurarea lor, la acei case, și am fost și la slujbe de ale lor. Când acum fost... nu e în spirit de glumă. Au încercat să vă atragă? Nu, nici cea mai mică, nu. Nu. Din contră, sunt niște oameni deosebiți de curând. Sunt și din Stremță și din altă parte, pastori în Alba Iulia. N-aș vrea să cred, dacă nu Pascul, cred că îl cheamă. A fost la o mormântare, acolo s-a comportat civilizat, omenește. Nu... Aveți și atei? Nu știu, să nu cunosc. Or fi, dar probabil se declară. Țin secret că la sat e mai periculos. Da. Deci, da, este. Știm și noi de sub masca aceasta al sfințirii, adică al cinstirii pe Dumnezeu, dar sub altă formă, cred că se ascunde ceva. Teo, dar nu are rost să discutăm. E o persoană mai vârstă care nu vreau să mă gândesc. Corect. Mai avem doar câteva minute din emisiune. V-aș ruga să ne povestiți câteva lucruri de spre cel mai ambițios proiect din anul acesta 2018. Ce ați planificat? Care este cea mai importantă realizare pe care doriți să o duceți la bun sfârșit în 2018? În primul rând vreau să spun un singur lucru. Cea mai mare realizare pentru mine este apa, canalizarea
proiectul pe 3.2.2, lucrare de 7 milioane jumate de euro, care a schimbat în totalitate din punct de vedere al nivelului de trai al civilizației Comuna Strâmț. Și al doilea este posibilitatea de a finaliza proiectul pe PNDL Ordonanța 28, toată localitatea Strâmț, satele, mai precis Strâmț și Gheorghiu, toate străzile sunt asfaltate. Urmează, și am dus apa la Giomali, e o realizare destul de mare. Pentru mine și pentru comunitatea din Strâmț, cea mai mare dorință și cea mai mare este finalizarea ceea ce a mai rămas unele mici capete și cea mai mare este asfaltarea drumului comunal DC75 care pleacă din Strâmț, ajunge până în cariera Giomal, până la limita aproape cu comuna Râmeț și coboară din satul E un kilometru și ceva în interiorul localității Giomal și coboară în Gheorghiul de sus. În drumul județean. Pleacă din drumul județean, merge până în carieră, se întoarce drumul județean pe alt traseu, pe lungime de vreo 11 km. E făcut proiectul... Lucrarea deja este... Am fost prima localitate din județul Alba care am încheiat contractul de finanțare în noiembrie la București. Lucrarea este undeva în jur la 1 milioane de lei. Proiectul este finalizat în data de 24 martie. Va trebui să prezinte proiectul. Au venit cei care au câștigat o firmă din Târgu Mureș. Chiar astăzi și mâine vin în continuare pentru a finaliza proiectul în totalitate, în așa fel încât în momentul când începem construcția să nu fie nici cea mai mică problemă. Eu sper că luna mai-iunie, dar eu sper că pe sfârșitul lunii mai, cel de luna 1 iunie să ne apucăm de asfaltarea străzilor în satul, adică străzilor drumului comunal în Giomal, Gheorghiu de sus. Da, ce alte perspective de locuri de muncă aveți luate în calcul? Avem, deci... Că drumurile sunt bune, deci chiar sunt bune, să nu fiu înțeles greșit. Dar atâta infrastructură și noi suntem, devine în primul rând oamenii, nu autoritățile. Toți urlă, vreau asfalt pe stradă, vreau asfalt până la cabană, vreau asfalt până nu știu ce, vreau canalizare, vreau așa. O să ne trezim peste 50 de ani cu o infrastructură foarte, foarte comparativă cu cea a Occidentului și cu țara fără oameni. Că majoritatea pleacă în continuare. La 6 minute un român emigrează din cauza lipsei locurilor de muncă bine plătite. Mai uitați în voie nu să nu fiu de acord cu dumneavoastră, că ar însemna să nu fiu corect cu mine și cu dumneavoastră. Dar nu știu dacă trendul acesta se păstrează și în viitor. Și să vă spun și de ce. Deci m-ați întrebat de locuri de muncă, vreau pe să viitor, vă spun... Dar cum v-ați gândit cu siguranță la o strategie? Vreau să vă spun doar două lucruri. Unu, în primul rând, în cadrul carierei Giomal, firma respectivă a cumpărat vreo 4 hectare de teren de la cetățeni din satul Giomal. Și pentru a continua exploatările? Nu, pentru a se construiește o investiție nouă pentru producerea fillerului. Fillerul este un produs care nu poate lipsi la autostrăzi. Corect. Și ce este mai important, fillerul este unul dintre produsele de bază pentru sectorul creșterii animalelor. Furajele care se fac, vă dau un exemplu, Transavia nu poate să producă furaj dacă nu are acel produs calcarul, care este în mod obligatoriu, într-o cantitate mai mică sau mai mare. Deci fillerul, să înțeleagă telespectatorul, este un nisip foarte, foarte fin. Este făina din piatră de calcar. Făina din piatră, da, care se folosește la autostradă, de ce? În combinație cu emulsia bituminoasă, își găsește aplicare și în reparațiile fisurilor asfaltice și în multe, multe alte elemente de construcție. Iar pentru furaj este în mod nelipsit acel calcar, fillerul care se produce acolo. Ajută la bătâcă, corect. Da. Acolo se creează în jur de 20 ceva de locuri de muncă care categoric obligativitatea constructorului și acelor este categoric clar forța de muncă din localitate. Am și început deja angajarea 2-3 persoane din localitatea Giomal. Deci chiar dacă din punct de vedere a complexității nu găsim locul de muncă pentru locul de muncă acolo, încercăm să facem în așa fel, să specializăm repede, urgent, ca să... Deci vă crește undeva locul de muncă. De asemenea, un lucru care nu e de neglijat,
A venit un investitor, o familie tânără, ea româncă, el neamț, care fac produse pentru piscine. Deci tot ce înseamnă de la soluțiile pentru dezinfecția, schimbarea la piscine, și acolo deja s-au creat aproape vreo 10-11 locuri de muncă. Au fost un terenul, l-am vândut primăria din domeniul privat, tocmai pentru a putea să-și desfășoare activitatea și să nu mai fie, să aibă probleme, că de azi era pe la Iud, o venit, s-o stabilizat în Strămț și acolo vreau să vă spun că va face o mare bază de agrement plecând de la bazin și tot ce depinde de spa. A, vorbeam în urmă cu un an jumate cu dumneavoastră despre proiectul ăsta. Deci până la urmă se concretizează. Da, deci familia respectivă, tinerii respectiv, care, pentru care eu am toată stima și recunoștința față de ei, și-au mutat toată activitatea de la Iud la Strămț. V-am spus, lucrează vreo 11-12 oameni numai din Strămț. Produc deja toate și-au făcut amenajată halele acelea care le-au cumpărat de cooperativa de consum. I-am ajutat cât în limita posibilităților. Terenul l-am vândut cu un preț ca să poată și acum deja... Bine, l-ați vândut după efectuarea unei evaluare. Evaluare, corect, sigur. Și că da, nu. Cât a fost, de curios? În jur de 8 euro metru pătrat. 8 euro metru, da, în jur de 8 euro metru pătrat. Poate mai sunt investitori. Da. Eu de ce am zis că evaluare, să înțeleagă și cei care ne urmăresc. Primăria nu poate să scoate la vânzare niciun teren decât după efectuarea unei evaluări făcute de un evaluator autorizat. Da, un evar sau anevar. Ca cum așa, anevar. Da? Face parte din societatea, adică asociația. Și după aceea se scoate la licitație și ăsta e un preț de referință, un preț minim de la care se poate porni. Nu? Între 7, între 8 și 11 euro se vinde, cel puțin după evaluările făcute de expert la Strămț, cam asta este, în intravilan vorbesc. În intravilan. Iar extravilan merge undeva 3, 4 până la 5 euro. Cum? În extravilan? În extravilan este până la 4-5 euro metru pătrat. Asta e. Loc de cabană, nu? Loc de case vorbesc, loc da. De case. Iar terenul arabil în câmp nu sunt sub 200 de milioane de lei vechi, nu este teren. Și aia înseamnă 2 euro, 2 euro și ceva. Mai mult. Da, mai mult. Deci, mai nu, mult, da. Deci s-a scumpit, a crescut. 4.000 de euro hectarul. Exact, da. A crescut, să știți, a crescut. Păi acum... Și e logic, mie mi se pare fiere să fie așa. Da. Sunt terenuri vândute cetățenilor străini? Nu, n-avem. Nu. Absolut nu. Nimeni. Da. Deși văd că este o modă, da? Este o modă, da. E bine să învățăm să ne ținem pământul, da. Să lucrăm și dacă nu lucrăm noi, iată, că sunt tineri foarte harnici care își fac ei asociații. Probabil și... nu vă vine, probabil cineva spune că vorbesc acum de dragul de a vorbi. Vreau să vă spun că toți fermierii care sunt în Strămț, pentru că aia sunt fermieri, sunt tineri până în 40 de ani. Sunt foarte tineri dacă sunt până. Deci, un alt exemplu, am un băiat la mine care este angajat Ciocanea, din Gioaș deloc, pe buldo-excavatorist. Are și ăsta, a luat în arendă aproape vreo 80-90 de hectare de teren. După ce termină cereptoare la primărie, merge și își face agricultură. Are combina lui, are tractorul lui, plugul lui, discul lui. Deci vă spun, nu cred că este unul dintre ăștia peste 40 de ani. Mă bucur. Și eu, pe să știți că este se bucură cu siguranță și mulți care ne urmăresc că, iată, sunt tineri care... s-au apucat de agricultură. Eu când aud, da, date la asociație, asociația cui? Când aud de firme, companii mari străine, păi dar noi nu suntem în stare, nu mai sunt români harnici, iată că sunt români sunt. Harnici. Da, am încheiat prima parte a emisiunii, v-aș ruga să transmiteți un gând bun tuturor celor care ne urmăresc, nu doar special pentru strămțeni, tuturor și tuturor colegilor, că sunt unii primari cărora le e frică încă de mine, că zice mă duc la runce, ăla nu știu ce mă întreabă, că și să confirmați, n-am pregătit nicio întrebare, probabil v-am surprins cu anumite lucruri. Este firesc. Ce pot să le transmit tuturor? Nu, de obicei primarii vin, zice da, dar ce ai să mă întreb? Am ajuns să vă spun ceva și eu l-am întrebat pe domnul Pop. Domnul Pop, cam ce? Păi ce de toate? Păi ce să pregătesc de toate? Nu, adică e un lucru care trebuie să știm fiecare dumneavoastră, aici veniți și eu zic că bine și faceți, dacă venim chiar cu lecția citită, nu mai...
Deci prestanța unui primar se vede și prin modul cum știe să-și spună problemele sau cum modul de... Nu, eu nu cred că li teamă nici la cu ceilalți colegi, pentru că probabil sunt mai reținuți unii dintre ei. Păi nu v-am întrebat, știți, acum un an jumătate de amantă, de, nu de amantă, dacă primarul e obligatoriu să aibă amantă și mai întreb de astea, mai pun întrebări așa mai șuchiate. De ce? Că majoritatea zicea, păi dacă n-ai amantă nu poți fi primar, sau dacă n-ai burtă nu poți fi om de afaceri. Sunt idei preconcepute și... Acum treaba cu amanta, nu știu dacă într-adevăr nu poți să fii primar dacă n-ai amantă. Acela primăriță 5, nu poate fi dacă nu are amantă. Nu, nu știu. E, probabil și este și acesta o glumă. E o glumă, da, și acum gura rea satului câteodată nu poți. Niciodată nu poți opri, sigur. Adică eu nu pot... Dacă aveați numai... cuvinte de laudă în sat, nu aveați doar 7 consilieri. Da, sigur. Păi să știți că... Dumneavoastră ați câștigat cu cât? Cu... La sută? Da. Vreo 7%. Deci vedeți, 23% nu sunt de acord cu dumneavoastră. Și ăștia, sigur, printre ei se regăsesc aia care zice, asigur, iară face lucrări, iară face asfaltări. Vreau să vă spun, apropo, și cu asta chiar... Deci vreau să vă spun că știi cei 4 consilieri care sunt de la PNL, cu toți la PNL. Nici cea mai mică discuție nu există când este vorba de proiecte, de că avem discuții, că mai discutăm, este foarte bine, firesc. Unanimitatea nu e bună niciodată, dar nu sunt probleme de genul, nu există treaba aceasta. Iar acum, apropo de colegii mei, eu le spun la toată lumea să vină cu inima deschisă, fără nici cea mai mică reținere, pentru că problemele care sunt sigur că de aia sunt primar, că le cunosc. Corect. Și toți locuitorii județului Alba și nu numai, și din Sibiu, Hunedoara, care ne pot urmări, din Cluj, din Florești, suntem pe sticla multor televizoare. Sunt curios să afle cât mai multe localități, cum sunt organizate, ce oportunități avem și turistice și de investire. Și eu chiar vă felicit că lăsați partea politică mai la periferie și eu cred că pe oameni interesează mai mult ceea ce se face, ceea ce trebuie să facă. Corect. Decât că dezbatere publice sunt și astea nelipsite, corect, sunt necesare, dar mi se pare că nu. Iar un lucru între colegi, sunt și secretarul general la Asociația Comunilor din România, filiala Alba. Vă rog să mă credeți că niciodată n-am pus problema culorii politice între noi, dar absolut niciodată. Din contră, prietenii cei mai mulți i-am de la celelalte partide. Deci să fie foarte... Puteți și cu Jinaru, cu Costică, cu Ghiță, cu Damian, deși cu tot ce s-a întâmplat a rămas prieten ca frații, cu Șprincu, cu Daniel de la Șprincu, Lenuța cu Bubur de la Crăciunel, suntem aceeași generație, ne știm de mult, cu Lenuța de la Cergău, o primăriță deosebită și în general toți primarii sunt niște oameni deosebiți. De aceea eu vă sfătuiesc să-i chemați sau să spună ce au de spus, pentru că nu le faceți decât și să-și promoveze la urma urmei activitatea și localitatea cu tot cu ce înseamnă. Iar strămțenilor care ne ascultă la asta să fie sigur un singur lucru, atât timp cât voi fi primarul lor, mă bat pentru ei, pentru binelor, și să facem cât mai multe lucruri bune împreună în Strămț. Da, trecem mai departe la a doua parte a emisiunii Aurul Verde, pădurile noastre. Dan Bădilă în câteva momente aici la Real Risk, așa că rămâneți aproape. E sau nu aurul verde important pentru români? Vom încerca să descoperim aceste lucruri de la domnul inginer Dan Bădilă, prezent la noi în studio. Eu te-am făcut șef de ocol. Vezi, dacă până acum n-or scos la concurs postul, te-am anunțat șef ocolului Silvic de la Sășciori. Ești inginer șef acolo, nu? Sau care-i funcția? Da, practic m-am ocupat de tot ceea ce înseamnă funcția de șef ocol. Chiar dacă n-am fost nominalizat în mod concret. Câte terenuri, câte hectare de pădure sunt în administrarea ocolului Silvic Sășciori? Aș spune câte au fost până acum. Câte au fost? E vorba de 5370 de hectare, din care 1346 au fost pe comuna Șugac și 4024 pe comuna Sășciori.
Deci, la Șugag, cât a avut? 1346. 1346. Și cu 4024. Șugăjenii au ales să plece de la administrarea ocolului Silvic? Da, în 31 ianuarie anul acesta au avut o ședință în care au hotărât să administreze pădurea prin ocolul municipal Sebeș. Da, le place de mai mult de sebeșeni. Nu, foarte bine. Și acum, înainte de a trece la câteva detalii importante, că se pare că și mâine sășciorenii își decid viitorul. Adică mă refer la consilierii locali. Vor decide dacă vor să fie administrați în continuare de ocolul Silvic Sășcior sau vor să fie administrați de către Sebeș, nu? Sigur că da. Deci se face prin vot în Consiliul Local. Ce ne poți spune despre pădurile de pe Valea Sebeșului? Tu ești inginer, Silvic, de mulți ani. Ai făcut facultatea de inginerie silvică la Brașov? Unde da, la Brașov. Am terminat în anul 1999 facultatea. Ce să vă spun despre pădurile de pe Valea Sebeșului, mai mult decât ceea ce știți noastră. Păi nu știu atât de mult. La modul general, nu vorbesc de ceea ce este strict tehnic. La modul general. Pădurile de pe Valea... pun niște simulări care de fapt nici nu sunt poze, din satelit, care arată că sunt zone foarte multe defrișate la ras, că de fapt față de 1990 nu mai avem păduri, că e grav, că nu e grav. Alții vin și spun, păi da, de asta e pădurea făcută, să fie tăiată, să fie exploatată, să producă bani și că ea crește la loc, se regenerează. Sigur că da, o să vă spun în primul rând despre pădurile de pe Valea Sebeșului, ceea ce noastră nu știați, poate că în cărțile de silvicultură, molidișurile pure de pe Valea Sebeșului sunt niște păduri aparte, da? Ca să spun în termeni mai simpli. Deci e vorba de molidișurile pure de pe Valea Sebeșului, care se regenerează un pic mai greu decât în alte zone, pentru că au un sezon de vegetație mai scurt, mai scurt de 2 luni, ceea ce nu le permite decât prin împăduriri directe, și vorbesc de zona de munte, zona Oașa, zona, știți, zona Tărtărău, zonele Sălanelor. Deci cât urcă mai sus ca... altitudine bănuiesc că ca altitudine, da, și nu neapărat ca altitudine, pentru că dacă luăm lungile prigoanei, e impropriu spus lungi, pentru că nu sunt lungi în vârful muntelui, dar nu așa ne place să spunem. Lungile prigoanei are o zona lungilor prigoanei are o temperatură comparabilă cu cea de la Miercurea Ciuc, nu? Dacă are, sunt prezente găurile de ger, da? Deci e un frig acolo, un frig de crapă pietrele. Corect. Cu alte cuvinte. Deci nu poți să spui că pe vârful Pătru nu-i frig. Dar e frig și în lungile prigoane. Sau... Câtă pădure s-a tăiat, să zic așa, cu nerespectarea, și la modul general, așa mai rog regia să ne dea niște poze, ce înseamnă o tăiere ilegală? Că noi vorbim de tăieri ilegale. Cred că sunt mai multe tipuri de ilegalități. Odată e una că e furt și a doua e că nu se reîmpădurește, nu? Nu vorbim de că e o tăiere ilegală. Aici poza asta arată dezorganizată. Aia nu înseamnă că e tăiere ilegală. Probabil nu și-a făcut curat. Ce trebuie să facă cineva care exploatează după ce taie? Să facă curățenie la locul de muncă, bănuiesc. Da, să curețe parchetul. Cât de bine? Atât de bine încât să respecte normele. Adică dacă spune că se martonează din 20 în 20 de metri, așa trebuie să martoneze. Ce înseamnă martonat? Adică resturile de exploatare trebuie strânse în mod ordonat, da, în șiruri, da, pe linia de cea mai mare parte a versantului, întrerupte din 20 în 20 de metri și... Da, martonarea asta, deci am înțeleg, deci aceste crengi rezultate, da, din tăierea... Și resturi de exploatare care nu mai pot fi valorificate. Care n-au valoare. Mă rog, vorba, da, de lemnul calorică, mărunt. Da, lemnul bun. Mărunt. Le face ca niște șanți... Șiruri. Șiruri. Da. Au un rol aparte șirurile astea. Ajută la regenerarea pădurii, adică ele în primul rând devin îngrășământ în timp.
nu neapărat ele, noi, în termenii ăștia noștri de jargon, spune că ele se topesc, da? Da. Nu înseamnă că și neapărat îngraș atunci când se topesc solul, dar ne ajută să respectăm schemele de împăduriri. Dacă, de exemplu, le pun 4.000 de puieți la hectar și nu am respectat acele martonări, da? Nu o să-mi încapă 4.000 de puieți la hectar. Pur și simplu nu mă pot încadra. Și atunci de asta e important să facem martorările cu specificarea că doar la pădurile de rășinoase. Bun, probabil să facă aici așa astea și apare demolit în special. Corect, am înțeles cu martonarea. Unde nu există martonare, foarte posibil să fie vorba de un fur de lemne, că ăla nu mai vine să martoneze, care vine să taie. Aici e problema, nu? E problema doar că dispare din pădure. Nu, ăsta e un aspect așa, care îl vedem imediat, dar apare chestia că nu-i martonat, nu sunt strânse resturile și nu se mai replantează. Câte hectare, dacă ai face așa o socoteală în activitatea ta, câte hectare de pădure ai, sau la câte hectare de pădure ai asistat spre a fi reîmpădurite? Ți-ai făcut vreodată un calcul, așa? Nu mi-am făcut un calcul, însă am împădurit. Începând din 2000, cred că în fiecare an am asistat la împădurirea unei suprafețe. Ce? Pentru că împădurirea... Păi, câte hectare pe an? 500? 3 hectare pe an, o medie. 3 hectare pentru pe an? Pentru că, în general, locul unde am lucrat e un locul mai mic. Nu a avut, 3 ori 20, dar, asta undeva la 60 de hectare. Acum, a se înțelege că ocoalele care au pădure în zona de munte, da, nu se limitează doar la 3 hectare, dar e mai mult și au producție mai mare și atunci, automat, și împăduririle pot să fie 10, 15, 20 de hectare. Ca atare, dau un exemplu, nu știu dacă sunt concrete datele sau așa, pe vremea când eram la ocolul Petrești, nu, de la Sebeș, puteam să împădurești și 50.000, 100.000 de puieți. Deci aia înseamnă cel puțin 10 hectare. Că o să trecem și la alte chestiuni, dar sigur sunt chestiuni care nu sunt discutate și nu sunt cunoscute de marele public. Împăduririle cine le face? Persoana fizică, da? Cât un om, un singur om, câți puieți plantează? Și cine îi plantează? Pădurarul? E personal calificat? Lucrați cu zilieri? Cine face împădurirea asta? Că nu te duci tu ca inginer silvic să faci împădurire, să sap groapa și... Ca și personal silvic, ai, da, obligația să asiști la împădurire, împădurire, da, pentru... La plantare. Sau să verifici, ca să zic așa, neapărat să asiști procesul de împădurire, pentru că împădurirea propriu-zis o face o firmă, de regulă. Poți să o faci și cu zilieri, dar înseamnă să-i angajezi și din punct de vedere al muncii, al zi, al muncii, ai nevoie de niște documente, adică trebuie să raportezi la ITM, firme specializate, ar fi preferabil să nu intri în domeniul ăsta. Și atunci cel mai bine ar fi să lucrezi cu o firmă. Însă oamenii, deci angajații respectivi, trebuie să aibă o calificare, nu? Deci măcar silvicultorii ar trebui să fie. Sunt anumite secrete în plantarea unui brad, tehnic vorbind. Foarte mulți ne cumpărăm brazi din pepiniere și ne punem brazi în grădină. Și acum, dacă tu te-am prins în studio, învață-ne cum să punem bradul ăla să ni se prindă. Se uscă. Majoritatea prietenilor, băi, mi-am luat și eu 3 brazi, mi s-au uscat. Altul și-a luat 5 brazi, s-a prins numai unul. Nu, bradul nu se prinde, cel puțin la Sebeș sau chiar și în Alba Iulia, nu-l poți pune în grădină. Trebuie să ai un brad de cultură, nu cum e cel din parc, care se rezistă la... Un brad adus din munte nu rezistă. Trebuie să se aclimatizeze. Ori bradul are zona lui, are nevoie de umiditate, are nevoie de zonele de vale, nu, unde rezistă, are și un pic de umbrire, nu, laterală. De asta nu poți să... Sunt șansele să... Poți să pui un molid eventual, să nu o să-l ai.
poți să pui chiar și un pin care rezistă mult mai bine decât un al rășinos. Sau poți să pui un larice care căruia îi place lumina. A, deci da, da, iarna nu arată prea bine că e ca dacele, nu? E ca dacele. Da. Bun, să vorbim o țară despre... Mai sunt animale în pădurile de pe Valea Sebeșului? Fondurile de vânătoare ar trebui să fie cu animale, nu? De nu, dacă sălbatice. Sunt numai animale care sunt supuse vânătorilor. Dacă mai sunt râși, dacă mai sunt, uite, căpriori, căprioare, ciute... În fondurile statului ar trebui să fie. În fondurile private nu știu în ce măsură, nu am asistat și nu sunt vânători și tocmai de-aia nu pot să spun dacă ei au... știu că fondurile de vânătoare private sunt pic mai... cum să zic, mai puțin să... sunt mai puțin populate, ca să vă spun în termeni. Da, totuși, acolo, Silvic, având 4-5 mii de hectare, te întâlnești cu exemplare gen cerb, da, m-am întâlnit fazani, urs, da, cerb, lup. Și lupul ai șansa mai greu să-l vezi, îi vezi urmele, dar nu prea ai șansa pentru că nu... În condiții rare, lupul stă să te apropii de el, sau cum să zic, să-l vezi. Să-l surprinzi numai. Da, da, miroase de la distanță și orice miros. Deci aia înseamnă că sfatul e bun, dacă mergi prin pădure, să te parfumezi, că să-i alungi. Păi unii pădureari mai aprindeau o țigare, chiar dacă nu fumau. Șansa lui, bun, țigarea, cum spune pădurarii, ca să... te ferești de urs, nu? Când mergi pe, pe o potecă. Dar dacă ai neșansa să bată vântul dinspre urs, atunci... Nu, nu are nici Însă, însă lupul, acea... O trupă de... Ai văzut vreodată așa ceva? Nu, așa nu. Eu am văzut poza asta pe internet, zic, băi, nu se poate, ia fii atent, ce e aici, grădiniță de urși? Nu, păi dar am... Au fi primit fonduri europene. Am avut șansa să văd din Apuseni... în zona Ocolișului, undeva pe o vale. Ai lucrat și în Apuseni? Da, am lucrat și în Apuseni 4 ani. Am avut șansa să văd culcușuri la vreo 4-5 urși. Deci, practic, era ursoaica cu două rânduri de pui. Care... Da. Unde ai lucrat în Apuseni? În ce zona Baia de Arieș, de la, să zic așa, de la Câmpeni spre Turda. 4 ani, după ce ai terminat școala, bănuiesc, nu? După ce ai terminat nu, facultatea? Nu, după ce am terminat facultatea, am lucrat acolo pe 31 an, după care am ajuns în Apuseni. Bun, totuși, ce are ocolul silvic de la Sășciori atât de valoros, încât să fie dorit de către ocolul silvic din Sebeș? Și eu nu înțeleg. Ce aveți prin pădurile alea? Aveți mult de lemn de tăiat? Aveți multe animale care gen ciute, cerbi, din care se pot face delicatese, mistreți, ce aveți atât de valoros de, iată, cineva vă dorește atât de mult? Sau... De ce privește fondul de vânătoare, este un fond privat. Deci, practic, este... Tot în administrarea... În administrarea unor privați, nu a ocolului. Nu a ocolului. Da. Deci nu are niciun interes pentru nimeni, nu are de-a face cu... Bineînțeles, ne-am pus și noi la vremea respectivă candidatura pentru a obține fondul de vânătoare, eram specializați, aveam toate posibilitățile, însă a fost adjudecat de firme care aveau bani. Am înțeles, deși la asta se fac practic, licitații. Practic, pe tot teritoriul ocolului Valea Sebeșului sunt fonduri private. Și ocolul silvic din Sășciori e ocol privat? Ocol privat, da. Fond forestier, proprietatea comunelor Șugac și Sășciori. Bun, în ceea ce privește fondul s-au dus la forestier, nu este un fond în care chiar să ai impresia că e foarte bun sau să ai, deci prin excepție, pădurea este ceva de care nu trebuie să ținem. Are o valoare, da? Chiar și dacă nu are o valoare economică foarte mare. Pădurea are o valoare în oricare formă ar fi ea.
a se înțelege. Dar nu înseamnă că pădurea municipală nu este mai bună sau mai slabă decât pădurea primăriei Șugac sau Sășciori sau oricare altă primărie. Da, însă profitabilă, de ce cineva își dorește? Condițiile de teren, condițiile da. De teren te poate pune în situația în care să spui, domnule, pădurea pe care o am nu este o pădure bună. Da? Ceea ce se întâmplă pe Valea Sebeșului fiind dat fiind faptul că sunt versanți destul de abrupți. Corect. Pădurea aflată deocamdată la ocolul Silvic Sășciori este o pădure bună? Făcând excepție ceea ce am spus înainte, că orice pădure e bună, da? Nu este o pădure ușor exploatabilă. Am înțeles. Din cauza terenului accidentabil? Din cauza terenului accidentat, da. Sau și din cauza faptului că sunt suprafețe în care nu mai sunt păduri și nu sunt împădurite? Nu, nu se pune problema să ai păduri, suprafețe despădurite. Nu este cazul la noi. Din contră, noi am efectuat în fiecare an împădurirea unor suprafețe, cum am spus, în medie până la 3 hectare. Însă e vorba de condițiile de exploatare și satisfacerea lemnului la populație. Aici, până la urmă, tot ce se petrece din cauza, să zic așa, în ocolul nostru, se petrece din cauza satisfacerii pretenției față de populație. Bun, populația de la Sășciori au suficiente lemne de foc? Deci le poți asigura, și eu vorbesc cu tine, le poți ca fiind un inginer care lucrează la acest ocol. Ocolul Silvic Sășciori le asigură necesarul de lemn de foc locuitorilor de acolo? Nu mă refer la cei din Sebeș sau din alte locuri. Sigur că da. Acum trebuie bineînțeles că pădure, deci ca masă lemnoasă pusă în circuitul ăsta economic, da? Cu da. Destinația populație. De regulă noi vindem o cantitate de 2500 de metri cub pe an către populație. Da. Acum, ca și formă de vânzare, asta e discutabil. Una e să-i dai omului lemnul la drum auto și alta e să-i dai lemnul pe picior sau fasonat la cioată sau orice altă fază. Faptul că în ultimul timp noi ne-am zbătut să achiziționăm utilaje pentru exploatare a fost tocmai din nevoia oamenilor de a avea lemnul mai aproape de ei, mai aproape de, mai ușor de adus acasă. Păi, da, dar la da? Populație îl poți da pe picior? El nu se fasona la cioată. Fasona da. La cioată. Și asta e o practică nu neapărat benefică. E o practică pe care o practică chiar și municipalul de la Sebeș și Alba sau, eu știu, tocmai în ideea în care să dai lemn ieftin persoanelor fizice. Da, acum mi se pare corect la atâta export de lemn cât se face și anumite firme și agenți economici care se îmbogățesc efectiv pe pădurile noastre, ar fi culmea să nu ai în vedere și câțiva metri cub de lemn pentru persoana fizică la un preț accesibil, că acum nu vine, e o limită la persoane fizice, nu știu, la Sebeș cred că sunt 4 metri cub de cerere, adică nu sunt 40 de metri cub, dacă face cerere unul dintr-o familie, nu mai poate veni să facă și unchiul, nu, și unchiul, și mama și tata și toți copiii cerere. O familie primește 4 metri cub de lemn de foc la Sebeș. La Sășciori nu e o regulă de genul ăsta? Că o familie nu poate să primească, face unul cerere, întrebă lemn de foc 200 de metri cubi. Acum s-a încetățenit noțiunea asta de o mașină de lemne. O mașină de lemne, de regulă, e 5-6 metri cubi. Steri sau cubi? Cubi. 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 O mașină de lemne, da. Deci tot este limitat și într-un fel, da, îi și corect să fie mai mult la zona de munte, pentru că la oraș, da, sunt nevoile mai mici, mulți au gaz, majoritatea au centrale pe gaz și au alte forme de a se încălzi. La munte
Lemnul rămâne în continuare principala modalitate de încălzire, de apei și a locuinței. Este. Și atunci normal că dacă nu-s 4, 6, e ok. Bun, totuși, deci, încă o dată, eu spun ce vorbește târgul, nu de Sășciori, nu de Șugag, nu de o zonă anume, și de Apuseni vorbește la fel. Că avem multe în țară, vorbim acum la modul general, că avem multe suprafețe tăiate la ras, neîmpădurite. Asta e percepția oamenilor românilor cu privire la pădurile României. Acum restrângem problema strict pe ocolul Silvic Sășciori și te întreb încă o dată. Deci tu susții că nu există suprafață neîmpădurită în ocolul Silvic? În termenul, da, legal, da, nu. În termenul legal? Da, nu, nu există suprafață neîmpădurită sau tăieri de frișeri în masă, de frișeri ilegale. Tăierii legale inevitabil sunt, pentru că presiunea pe pădure e mare. Și, cine face această presiune mare pe pădure? Agenții economici? Nu neapărat. În cazul nostru nu. La specific comunei Sășciori e populația de romi din satele aparținătoare. E adevărat că au și ei necesitățile lor, dar printre altele mai și scapă câte o mașină la vecin sau adică în scopul de a mai face un comerț. Mă rog, eu nu comentez chestia asta, nici nu vreau să intru în polemici de genul ăsta. În principiu, fiecare are nevoie. Deci chiar dacă... Dar ei au un specific al lor. Au nevoie de mai mult lemn. Corect. Păi fac mai mult grătarul. Și... Nu știu, nu am înțeles. Da, grătarul, da. Bun. Sau mai dezorganizați, legal? Ce înseamnă din punct de vedere legal neîmpădurit? Adică unde e limita asta, legal, nelegal? Că mă faci... Codul Silvic spune că în cel mult 2 ani de la o tăiere definitivă sau o tăiere rasă, să efectuezi împădurirea. Și tu, din punctul ăsta de vedere, la tine, la ocolul Silvic, la Sășciori, cu totul sunt regulă, adică aș fi anul ăsta în termen să împăduresc o spață de 3 hectare. Restul deci ar trebui să împăduresc. Da? Restul, bun, dar ce se împădurește și este la zi? S-a și prins că acum vine ăla și în acte apare că a împădurit, dar faptic, nu știu, nu s-a prins bradul, nu știu. Există posibilitatea asta? Există și posibilitatea asta. Noi anul cine trecut răspunde? Firma care a împădurit dă o garanție de împădurire? Adică, vin la o licitație, o câștig, îți spun firma de împădurit dă garanție pentru... Deci noi facem un proces verbal de prindere, da? Da. Dacă la 30 de zile constați că puietul ăla e lâncet, înseamnă că nu s-a prins. Și atunci e imputabil firmei. Asta e o practică. Nu scrie niciun nemci. Nu știu, poate scrie în unele contracte la RNP, eu știu. De regulă, noi uzăm de acest proces verbal de prindere. Dar dacă ei s-au prins, nu mai e vina lor. Dar în timpul verii poate să apară seceta. Bun. Și acolo atunci, există... asigurări specifice? Cum există asigurare în agricultură? Să existe? N-am auzit să fie vreo asigurare pentru așa ceva. Bun. Deci, nu sunt suprafețe neîmpădurite din punct de vedere legal. Bun. În trecut au fost, în trecut, în urmă cu 4-5 ani, au fost tăieri ilegale în zonă? Și cum ai defini tu, din punct de vedere al unui specialist, o tăiere ilegală? Și nu neapărat, trebuie să vorbim punctual pe ocolul. Ce înseamnă o tăiere ilegală? Aș împărți problema cel puțin în două. În două, hai să vedem. Tăierea ilegală care se referă la furt. Furtul ăla cu un metru, cu doi, cu un fir, cu două, care le tai... Merge un om și își taie un fir ilegal, da? Nemarcat. Bun, asta e o variantă. Cât de mult se pedepsește varianta asta? Ce pățește respectivul care e surprins? Cine îl poate prinde? Pădurarul, nu? Oricine poate să constate, dar acum este și o procedură, trebuie să sun la 112. Chiar dacă ești pădurar, sun la 112? Chiar și pădurarul ar putea să sune la 112 și având în vedere că poți să-l surprinzi pe un om noaptea sau în niște condiții în care nu ai siguranța că tu te poți apăra, nu? Atunci bine să ceri sprijinul autorităților. Bun, asta e o variantă.
Da, varianta numărul 1, deci furturile mărunte, să le zicem. Deci furturile astea mărunte. Furturi, da, ocazionale. Ocazionale, exact. 1, 2 metri, care și astea se strâncă. Dacă ai undeva, cum ai zis tu, ai presiune, e o zonă specifică unde ai presiune și cred că te referi la comunitatea din Răchita, de acolo ai presiune, nu? Da, Răchita, Loman, Căpâlna chiar, nu... 1, 2 se strânge de la 10, 20, 50, corect. Bun, asta e o categorie de tăieri ilegale și altă categorie? Sau sunt mai multe? De două. Eu aș limita la două, celelalte ar fi cele comise de agenți, da? Da, agenți economici. Care, eu știu, pot să taie ilegal. Dar cum ajung agenții economici? Că totuși trebuie să aibă... Se folosesc de un spate, de ceva, de cum merge unul de nebun acolo să taie? Că îți sare în ochi, îl vezi, bă, ce cauți aici? De regulă au un parchet și pe lângă ceea ce taie legal, întinde un pic drujba, da, scapă și în stânga și în exact, dreapta. Exact. Păi da, dar el dacă întinde în stânga și în dreapta, taie de la sunt cazuri care se justifică, eu știu, nu-l poate dobori în direcția în care și-o propus și atunci prejudiciază. Da? Un alt arbore nemarcat. E un prejudiciu. A, care prin cădere... Fără intenție, da. Eu asta, fără intenție, aș categorisi eu tot la prima variantă. Nu? Furturile alea mărunte sau tăiere ilegale mărunte. Deci cine se pricepe să taie un arbore, cu alte cuvinte, știe să-l facă, să cadă unde trebuie. Așa, nu? Ar trebui, da. N-ar avea ce să caute cu drujba. Nu ar avea ce să caute în alte suprafețe unde nu... Bun, la sfârșitul fiecărui an de activitate, un ocol silvic, așa, mai mic sau mai mare, nu contează, își face o socoteală câte furturi a avut. Da, noi avem specific ocoluri silvice, indiferent că sunt private sau de stat. Trage o linie la sfârșit de an. Avem, îi spunem, un memoriu de pază. Cum îi spunem? Memoriu de pază, da? Deci întocmim trimestrial un memoriu de pază și acolo avem toate tăierile, deci practic oglinda tăierilor ilegale. Și ce a spus memoriu de pază anul trecut? La voi, secrete memoriile astea de pază? Nu, secrete, se raportează la garda forestieră și, bineînțeles, acolo spui câte controle ai avut, din câte controle ai avut, câte imputații ai avut sau penalități, corect, câte tăiere ilegale constatate în cantoane la pădurari, nu, pe care le impuți pădurarilor, că, care au gestionat suprafețele respective. Cu silvic sășciori, cu tăierile ilegale? Eu aș spune, din punct de vedere al, acum având de vedere că au apărut niște hărți, da, așa zise, zone cu puncte roșii, nu, unde, da, tăierile ilegale sunt mai intense, tocmai din cauza presiunii pe pădure. Eu aș zice că suntem în limite normale. Păi, bun, dar spune-ne limitele astea, cât înseamnă? Nu știu să avem mai mult de o medie de 5 metri cubi pe canton. 5 metri cubi? Zic și eu, e o cifră, da, orientativă. Canton, ok, câte cantoane? 10 cantoane avem acum. Adică numai 50 de metri cubi ar fi? Da, nu înseamnă că toate cantoanele au avut 5 metri cubi. Au fost cantoane fără niciun metru cub. Au fost cantoane, da, fără niciun metru cub, dar... Da. Bun, să zicem așa, 50 de metri cubi, e un total făcut la procesul verbal de anul este făcut? Un total, dar sincer să spun, nu vă pot spune o cifră exactă. Din cauza că e secret sau din cauza că nu secret, nu, chiar nu știu. Dar pe viitor când mai vin, spui că chiar asta. Pot să mă documentez, da, și chiar pot să și au fost din prima categorie, furturi ocazionale? Furturi sau ocazionale, da. Deci anul trecut n-ai avut de a face cu furturi de la agenți economici? Nu. Da. A fost vreodată cazul de furturi de la agenți economici? Pe vremuri mai aveam. Pe vremuri mai aveam. Erau amenziile mai mici și, de fapt, ce se întâmpla, între timp s-au schimbat multe din instrucțiuni, instrucțiunile noastre de exploatare. Dacă, de exemplu, prejudicea un agent economic un arbore, trebuia să lase altul marcat în loc.
era simplu. Acum, ei, dacă aveau varianta asta, cum să zic, ochia unul mai mare și evident, lăsa pe zicea, unul mai mic. Uite, am lăsat altul în loc. Abuzau, ca să spun așa. Acum nu mai au varianta asta de a, de a abuza, dar... În jurul sășcioriului, eu totuși nu înțeleg ceva și eu și alții care ne urmăresc. Bun. Furturile ocazionale bănuiesc că sunt, nu, sunt la modă, mai ales în anumite zone. Că ați descoperit 50-100 de metri cubi la 4.000 de hectare, chiar într-adevăr nu e o, nu e o pierdere mare. Trece la categoria pierdere. S-ar putea și un car de la de imputabile. Lemn. Da, imputabile. Da, sunt imputabile. Da, sunt și furturi ocazionale care nu pot fi depistate. Aici e categoria când respectivul care fură reușește să scoate, să ascundă cioata. Da, și nu se găsește cioata. Fenomenul ăsta de căzănire e specific zonei cu gorun. A, deci așa se căzănirea, da, adică scoaterea cioatelor din pământ, e o practică la să zic gorun, așa, la gorun. Dar la brad nu poți să scoți cioata? E prea adânc înfiptă sau... Un agent ar putea să o scoată cu, eu știu, dacă e cioata mai mică, cu un utilaj. Utilaj. Da. Da. Omul nu. Omul nu. Am înțeles. Bun. La agenți economici, cum ai spus și mulți, știu varianta asta, deci cineva licitează, ia un parchet și după aia taie în stânga și în dreapta. Dar unde se duc să valorifice lemnul respectiv? Ei au un aviz acum electronic, nu? Care durează, cât timp durează avizul? Au un aviz atât sub formă fizică, un, da, aviz cu regim special, da? Cât și un aviz emis electronic de pe un server central la București, care, care generează un cod unic, da? Da? Durează în funcție de cum să spun, semnalul pe care îl ai la cartela de trafic de date. Dacă ai un semnal bun, îți dă codul unic online imediat. Dacă ai un semnal slab, s-ar putea să genereze un cod cu coordonatele GPS, da, și doar când ajungi la semnal bun să îți dea și codul online. Bun, și atunci cum fură? Că da, bun, îți dă codul online. Ce fac cu lemnul ăla? Că e risc că dacă îi prinde, le ia lemnul, nu? Sau ce le ia? Îs drastice măcar dacă îl prinde pe unul cu înainte, care... Înainte pentru... Dacă nu-ți bătea cantitatea, ți se confisca mașina cu care transporta. A, da, mașina? Da, utilajul, da, mașina. Da. Putea să fie și o căruță. Nu, un vehicul. Acum se confiscă doar cantitatea care depășește avizul. A, deci înseamnă că aici e o problemă de a legii, că legea e mult mai blândă. Pe una e să confiște un MAN sau un, nu știu, un Volvo sau cu ce cari, da, și una e să confiște diferența. Eu altceva, că dacă cubează două persoane, doi silvici, s-ar putea să nu iese la 30 male volumul la fel. Și atunci ai o relativitate. La 30 male, nu. În ceea ce cu... Și la două nu ți-a. Bun. Și nu poți cântări și să faci în parte la densitate? Bine, americanii au o practică mai avansată decât noi. Scanează cu laser, da? Au puncte de trecere, scanează toată mașina cu laser și face un volum aparent, nu, printr-o scanare cu laser. Noi nu am ajuns la tehnologii de genul ăsta, nici măcar la preșul ăla care ar putea să cântărească, nu? Tonajul mașinii. Corect, da. Și având în vedere cum preș din alea 5.000 de euro, nu cred că își permit mulți agenți. Deci metoda de cântărire, da, într-adevăr, rămâne cea mai ușoară la noi. Acolo nu mai, bă, ai cântărit, cât nu poți să vii să-mi spui că lemnul are o densitate mai mare decât a apei. Deci fagul cât are? 700? Nu, să ia probe de umiditate. Nu, păi poți zic, să... dar știu, dar e prins, normal. Iei probe de umiditate și spui, tu cari o densitate de 650 de metri, de kilograme pe metru cub. Am să știți că nu toți agenții economici au făcut fizică în școală. Păi cum? Și nici agenții constatatori nu au făcut fizică în școală, da? Mă rog.
se poate, le dă o formulă, le face un calcul și așa. Da, bun, totuși... Noi uzăm de cubajul tehnic. Bun, mâine sunteți pe cale să vă desfințeze. Oricum, dacă vă desfințează, vă desfințează, că oricum consilierii locali decid lucrul ăsta. Deci în Consiliul Local se votează dacă pădurea de la Sășciori, de la Ocolul Silvic Sășciori, va fi administrată sau nu de Sebeș. Da. Eu întreb, care-i bogăția? De ce-i dorită această pădure de alții? Nu are nimic deosebit față de alte păduri din alte zone. Sunteți profitabili? Dar suntem profitabili. Chiar suntem profitabili. Acum aș vrea să nu se înțeleagă că facem un profit și primăria Șugac unul din motivele pentru care a plecat a fost că noi a ieșit în 2016 pe profit. Dar din punctul meu de vedere, pădurea nu înseamnă profit. Pădurea înseamnă o gestionare a resurselor pe care le ai pe termen lung. O gestionare sustenabilă. Nu înseamnă a face profit și a dirija și a splăti, eu știu, nu, acei like-uri față de anumite persoane prin masele noastre. Ori la ora actuală, orice primărie și orice primar îi predispus să uzeze de această resursă. Deci, din punctul meu de vedere, cu care gestionarea fondului forestier sub presiunea unui consiliu local este greșită. Greșit formulată de către statul deci român. Deci cel mai important e să conservi pădurea și să o păstrezi pentru viitor, adică... Trebuie să calculezi costurile de sustenabilitate în așa fel încât să ai un buget echilibrat. Adică să nu scoți decât atâta cât ai nevoie. Am înțeles. Ar fi bine deci, să urmăm... Atâta cât ai nevoie, că tu practic poți să scoți. Da. Poți să o razi. E adevărat că planurile noastre de amenajament prevăd o anumită cotă. Uneori cota este subestimată, alteori este supraestimată. Toată problematica gestionării cotei, da, de fapt revine în mâna, în ciocanul celui care merge la marcat. Ca să fim mai concreți. Deci cel care merge și pune în valoare trebuie să aibă simțul răspunderii în așa fel încât să fie convins că pădurea aia are viitor. Bun, și cei care merg, cine merge la marcat? Personalul silvic de teren sau de birou în funcție de atribuții. Bun, acum, dar nu vorbesc, merge în pădurar, asta la modul general. Și un tehnician, nu? Si, în mod evident, da. Deci nu deci, lași pădurarul ce rol are și de control în mare parte, nu? El gestionează suprafața. Da. Practic o păzește acolo unde este cazul și unde nu gestionează partizile sau câți angajați sunteți la Ocolul de la Sășciori? În prezent 22 de persoane angajate. 22 de persoane. Se câștigă bine? La un ocol privat nu. Aș prefera să lucrez la un ocol de stat pentru că salariul pe care l-am primit, chiar dacă să zic așa, m-am ocupat de problematica ocolului, a fost la nivelul unui pădurar cu vechime de la stat. Și un pădurar la tine, la locul de muncă unde ești? Un salar minim, să zic așa, cel puțin în ultimii ani, în care am fost obligat să diminuăm cheltuielile, a mers pe salariile minime ale pădurarilor, cu mici excepții. Unde a fost. Bun, și ei se întreabă lumea, bun, dacă are salariul minim, nu-i tenta să fure? Că minim înseamnă 1100 de lei. Probabil probabil unii au și, cum se spune, vechime, 25%. Au, are 1400. Au și vechimea, da. Bun, bonuri se dau? S-au dat, le-am diminuat, tot din cauza încadrării unui buget. Ok, 1500, minimal. Da, să zicem 1500 cu tot, cu bonuri, cu vechime și așa, de lei, un pădurar. De ce mă întreb? Că îi tentat, eu zic că îi tentat, cât e o cioată?
O cioată la 40 poate să ajungă la câteva sute de lei. Deci, el, da, există și tentația de a fura la bani așa puțin și te întrebi, bun, de ce mai lucrează? Că e un lucru greu prin pădure. Un răspuns îl dau tot eu, probabil iubește pădurea și e posibil să fie așa. Altul, care, că asta au făcut școală, nu? Pădurarii fac o școală, au liceu. Da, au studii, mă rog, studii, școli, calificări. Calificări, corect. Silvice, da. Mulți, mulți dintre ei poate nu au altă variantă, nu au altă opțiune. Sunt care consideră că li se potrivește și meseria de silvicultor în combinație cu aia de crescător de animale sau, eu știu, agricultor. Deci poate că ele se leagă și în sensul ăsta. Acum, asta nu înseamnă că toți pădurarii și-au găsit meseria cea mai bună. Da. Dacă mâine, indiferent de ce decizie se vor lua consilierii aleși ai comunei din Sășciori, eu te aștept și pe viitor aici, știi cu siguranță o grămadă de lucruri despre niște aspecte mai puțin discutate în spațiu public. Foarte mulți se feresc să vorbească ceea ce am vorbit noi, chiar dacă nu au fost lucruri wow, deosebit de spectaculoase și așa. Ingineri silvici, am avut invitați mai mulți. Ești primul inginer silvic care a acceptat invitația de a veni și de a ne spune chiar și lucrurile astea așa simple. Măi, cum? Ce înseamnă furt? Cum trebuie împădurită? În cât timp trebuie împădurită? Ce se fac cu resturile? Acelea, crengile, bănuiesc că alea sunt restul principal, nu? Da, în cât timp se regenerează o pădure? O tai azi, o tai mâine, da? Noi am tot tăiat la păduri. În cât timp vom avea reîmpădurite suprafețele care au fost tăiate la ras? În 30 de ani, în cât timp? S-ar putea să dureze 25-30 de ani. Și în 25-30 de ani ele nu sunt bune de spre a fi exploatate. Atât că ne fac oxigen, nu? Asta e până să obții, eu știu, o prima răritură, o curățire, o răritură care nu e valorificabilă. Apropo de ideea de de îngrijire, de tăieri de îngrijire valorificabile în Franța, se subvenționează, să zic așa, cultura pădurii până la prima răritură valorificabilă. Sunt și la noi ceva încercări timide, dar deocamdată nu au un aspect practic. Dintre consilierii locali ai comunei Sășciori, ai primit întrebări din partea lor, întrebări pe care ți le-am pus și eu. Deci, or veni să te întrebe care-i situația memoriului de pază, câte suprafețe sunt neîmpădurite sau urmează să fie împădurite în anul acesta? Aș vrea să spun că am primit, n-am primit întrebări atât de tehnice, în schimb am primit întrebări de ce masa lemnoasă ajunge la om acasă la un preț, zic și eu, de piață, de 300 de lei. Ok, și de ce ajunge? Din cauza transportului, din cauza mai multor factori. Acum, factorii sunt cumulativi. Adică accesul, exploatarea, transportul, toți contribuie la și prețul de piață. Adică trebuie să te gândești la un preț de piață atâta timp cât tu ca primărie sau, indiferent, ca proprietar, nu-ți permiți să subvenționezi. Nu? Nu ai o idee de sustenabilitate pe viitor și nu subvenționezi chestia asta. Mi se pare absolut normal să ai un preț de piață pentru că este o resursă pe care nu mai poți vinde a doua oară. Corect. S-o ars, e fum, e căldură și atâta tot. Dar totuși mi se pare... Deci, consilierii votează. Deci, mâine votează. Da, nu știu cum...
o să reușim să ajungem și noi la ședința, cât e, la cât e ședința? La ora 15. La ora 15. Oricum, și filmarea cu telefonul și așa, deci eu chiar sunt curios dacă nu ajung, poate că filmează colegi de-ai tăi sau consilieri care vor să... Cum se pune? Votez ca să ce? Votez să desfințez un ocol silvic fără să știu de ce? Că eu asta e întrebarea. De ce vă desfințează? Probabil că au niște oferte mai bune. Păi, oferte mai bune la ce? La împădurit? Dar atâta timp cât nu ai terenuri, suprafețe neîmpădurite din punct de vedere legal, da? Eu am înțeles. Deci ai 3 hectare care urmează să fie împădurite, ești în termenul de 2 ani. Da? De la tăierea respectivei zone. Pregătiți în pepinieră. Bun. Ai memoriu de pază la zi, în care nu depășești estimări suteri și... normale din punct de vedere. Corect. Atunci, pe cine ai supărat, pe cineva în trecut? Poate că am supărat atâta timp cât mi se pun în cârcă anumite lucruri și nu mi se pun în mod corect. Adică mi se îmbinovățesc din anumite motive neîntemeiate. Am și eu tot dreptul să îmi susțin punctul de vedere și atunci poate că am supărat cu punctele mele de vedere radicale și aș spune încăpățnate în ghilimele, încăpățnate în administra pădurea conform legii și nu a mă supune presiunilor politice sau da, așa au fost cum, presiuni politice să faci anumite lucruri la limita legii? Putem continua și mâine după ședință. Eu aș prefera să continuăm discuția și în mod cert spațiul nostru al emisiunii nu cred că l-ați alocat pentru a discuta probleme de genul ăsta. Eu zic că dacă e cazul să... Aș aloca, de ce să nu? Pentru că e interesant cum se pune problema. Adică politicul ce treabă are cu o pădure? Pentru mine presiunea politică e și un zvon. Un simplu zvon, adică că Hava și Nistor fac un ocol mare. Un zvon. E o presiune politică. Și eu nu mă feresc să spun pentru că... Bine, zvonurile, eu nu am, zvonurile. Eu nu am o problemă cu politica. Da. Adică în sensul că mi-e frică de politica făcută de mari politicieni ai țării, cei care guvernează și conduc și care mă fac ce să mă simt mai comunist decât am fost pe vremea comuniștilor. Da, interesant și va fi cu siguranță și mai interesant următoarea întâlnire cu domnul inginer Dan Bădilă. Să vedem ce se va întâmpla mâine. Eu îi urez succes dumneavoastră, dragi telespectatori. Vă urez o seară plăcută în continuare sau o zi frumoasă dacă ne urmăriți în reluare și să ne vedem sănătoși la următoarele ediții.